În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh, amin. Preacucenici și părinți, iubiți credincioși, slăviți să fie Domnul. În acest cuvânt introductiv aș vrea să punctez câteva lucruri elementare pentru tematica acestor seri duhovnicești, și anume relația între evlavie și convertire și de asemenea foarte pe scurt ce înseamnă evlavia superficială și evlavia autentică și la fel ce înseamnă convertirea falsă și convertirea autentică. Dacă am putea așa defini foarte succint, evlavia, acest cuvânt care prea puțin se mai folosește în vocabularul zilnic al nostru. La televizor aproape nu mai auzi deloc, nici la radio. Și mulți și dintre cei care sunt credincioși au pierdut esența, înțelesul acestui cuvânt atât de important pentru viața de credință. Dacă am putea așa pe scurt să definim, am putea spune că evlavia e o atitudine. Evlavia, în același timp, e o religiozitate profundă, admirativă față de Dumnezeu, față de biserică, față de cuvântul lui Dumnezeu, plină de respect față de cele sfinte, față de Sfânta Treime. Dați-mi voi să încep cu un cuvânt adresat de Sfântul Apostol Petru în epistola sa a doua, care spune undeva în versetul 3, spune așa: Dumnezeiasca lui putere ne-a dorit tot ce privește viața și evlavia. Când auzi Dumnezeiasca lui putere, adică nu o putere militară a lumii, o putere a unei bombe nucleare, să zicem, ci puterea infinită pe care o deține doar Dumnezeu. Dumnezeiasca lui putere, ne spune aici, ne-a dăruit. Adică puterea infinită a lui Dumnezeu a venit și ne-a făcut nou un dar. Și darul acesta, ne spune mai departe, ne-a dorit tot ceea ce ține de viață și evlavie. Acum dați-mi voi un pic să defineți ce înseamnă viața. Noi oamenii avem o viață, în primul rând, biologică. Viața aceasta biologică este o viață similară chiar cu cea a animalelor. O viață în care suntem ghidați de instinctele noastre, de nevoile noastre primare, omenești. Și cei mai mulți oameni cred că asta e adevărata viață. Să mănânci, să te hrănești, să consumi, să ai grijă de trupul tău și de satisfacerea instinctelor tale. Dar când intri în biserică, când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, dai seama că mai este o altă viață, mai superioară, mai înaltă, mai desăvârșită. Și asta e viața spirituală. Cei mai mulți oameni, din păcate, nu știu ce e viața spirituală. N-au cunoscut lumina, dragostea, n-au priceput cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, mesajul crucii, mesajul Sfintelor Sărbători de Paște, a Crăciunului. Și cred că viața aceasta este doar cea biologică pe care o trăiesc ei. Și acum vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că Dumnezeiasca lui putere, nouă, ceea ce auzim aceste cuvinte biblice, ne-a dorit tot ce privește viața. Și nu se referă aici la viața biologică, se referă la viața duhovnicească, la viața spirituală, la viața în care pricepi și percepi realitatea lui Dumnezeu, dincolo de ceea ce se întâmplă în cotidian, dincolo de ceea ce se întâmplă zi de zi. Înțelegi că viața are alte sensuri, mai înalte, că moartea nu e un punct, e o virgulă și că Dumnezeu are un plan extraordinar pentru cei ce cred în El. Și ne spune aici tot ceea ce privește viața și continuă mai departe și evlavia. Am stat și m-am gândit ce înseamnă asta. Poți să ai cunoștința despre Dumnezeu, poți să cunoști multe texte biblice, multe slujbe, să auzi multe predici, dar să lipsească evlavia. Evlavia am considerat-o aici inima vieții, inima credinței creștine. Ea dă profunzime vieții de credință. Ea dă o atitudine de respect, de maturitate în viața de credință. Nu e o viață trăită superficial, care ține doar până la ușa bisericii, ci continuă acasă, în familie, continuă la serviciu, continuă printre vecini, printre prieteni, printre rudenii, unde acolo e greu să ai evlavie. Acolo se cere să ai autenticitate în trăirea ta. În Psalmul 16, cred, spune psalmistul David în felul următor: Sfinții din țară
Oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Știți de ce îi respecta și admira așa de mult pe oamenii evlavioși? Pentru că vedea niște oameni adevărați, nu prefăcuți, nu cu două fețe, ci oameni sinceri în credința lor, în trăirea lor. Și când cunoști astfel de oameni plini de bunătate, cu bunătate ca lui Dumnezeu, când cunoști astfel de oameni plini de blândețe, astfel de femei, pline de dragoste, de iubire pentru cei sărmani, pentru copii orfani, pentru cei necăjiți, care știu să spună un cuvânt de mângâiere celui care are nevoie, păi e toată plăcerea atunci. Cui nu i-ar plăcea să stea lângă astfel de oameni? Dar realitatea este că stăm de multe ori lângă oameni care blastămă, oameni care mint, oameni care înșală, oameni care ne întristează, care ne rănesc. Și zice psalmistul David, sfinții din țară, din popor, oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Dar regăsim în Noul Testament, în epistola a doua către Timotei, că sunt și acolo oamenii din vremurile de pe urmă. Ce derapaj, ce decădere, unii chiar și din biserică și din lume, de peste tot. Un derapaj extraordinar și încheia acolo în felul următor Apostolul Pavel. Despre ei zicând, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduindu-i puterea. Având înfățișarea adevăratei credințe, adică în altă traducere, având doar o formă de evlavie. Doar o formă de evlavie. Tăgăduindu-i puterea. Vedeți, evlavia are o putere. Are o putere de a te schimba pe tine, a păstra pacea ta, zâmbetul pe chip, chiar și în momente grele. Și mai mult, are o putere de transformare și în jurul tău. Un om bun face mult bine în jur. Aduce zâmbet, aduce speranță. Și spune aceea, acești oameni vor avea doar o formă de evlavie. Nu vor avea puterea evlaviei. Și spune mai dramatic aici. Spune, depărtează-te de oamenii aceștia. Îl învață pe ucenicul lui, pe Timotei. Îndepărtează-te de oamenii aceștia. Am găsit un cuvânt extraordinar și m-am bucurat că cu ajutorul lui Dumnezeu am dat peste el. Sfântul Macarie egipteanul spune așa. Face o diferență între aparențe și realitate. Spune așa. Deși mulți creștini pare vlavioși, ei trăiesc încă din plin în duhul lumii acesteia. Fac paradă de cult religios, dar inima lor este lipsită de cele lumești văzute materiale. Lipită de cele lumești văzute materiale. Deși mulți creștini fac paradă, spune el, cu actele lor de cult religios, dau impresia că sunt oameni extraordinari. Dar spune, dar inima lor este lipită de cele lumești văzute materiale. Și acum, am stat și m-am întrebat de multe ori în viața mea, ce fel de creștin sunt eu? Sunt unul doar de duminica, care mai afișează o formă de religiozitate sau încerc și mă sărduie să fiu unul zi de zi, oră de oră? Mă întreb pe mine și vă întreb și pe dumneavoastră, oare lui Dumnezeu cum i-ar plăcea să fim? Niște credincioși cu o formă de evlavie, cu o atitudine superficială, cu o lene spirituală, care doar din când în când, tangențial, se apropie de Dumnezeu, dar după aia uită și se îndepărtează, sau niște oameni care se vede că stau în prezența lui Dumnezeu. Copiii, părinții, cei din jur văd lucrul acesta și unii se minunează, unii se enervează. Dar ce fel de oameni am vrea să fim noi? Cu siguranță lui Dumnezeu îi plac oamenii plăcuți, oamenii vlavioși, oamenii care sunt profunzi în credința lor, oamenii care nu tratează cu superficialitate, oamenii care 24 din 24 de ore, chiar dacă cad, se ridică și merg mai departe pe calea credinței, nu se lasă de Mântuitorul, nu se lasă de Domnul. Și m-am gândit că dacă mulți preferă comoditatea spirituală, totuși Dumnezeu le vorbește și lor și le spune despre ce planuri mărețe are cu fiecare dintre noi. Și m-am gândit că trecerea de la un om care are o formă de evlavie la un om evlavios
cucernic, profund în credință, se face prin convertire. Trecerea de la un creștinism superficial, de duminică, la un creștinism care se străduie să fie într-o continuă legătură cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu Sfânta Treime, cu Sfinții, cu Biserica, se face prin convertire. Și dați-mi voie să punctez aici câteva lucruri. În ziua de astăzi se obișnuiește, dacă cauți în literatură și în articole, că cuvântul convertire e folosit și în sens laic. Oamenii spun că se convertesc de la o dietă la alta, se convertesc unii de la un regim de viață, alții de la niște valori și intră într-o bandă mafiotă chiar și acolo se spune că s-au convertit. Și astăzi întâlnim mulți oameni care pe parcursul vieții își schimbă dintr-o dată brusc valorile, principiile și parcă au alte preocupări care nu le-au avut înainte. Dar în sens creștin, convertirea are ceva unic, unic. Și dați-mi voie să spun un cuvânt din Epistola către Galatena, Sfântul Apostol Pavel, care spune așa. Și aici punctează esența convertirii creștine. Ce se întâmplă când treci de la un om cu o formă de vlavie, cu un început de credință, la unul profund, la unul care încearcă să fie un bărbat al credinței, o femeie a credinței adevărate. Spune așa, nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Asta e convertirea adevărată. Asta ajută creștinii să treacă dintr-un creștinism nominal, cu numele, care e din Crăciun în Paști, într-unul care e duminică de duminică, luni de luni, marți de marți, dimineața și seara și dacă se poate non-stop. Convertirea creștină aduce în viața subiectului uman, îl aduce pe Dumnezeu. Și acum, dacă prin convertire vine Dumnezeu însuși în viața mea, adică nu numai că îmi schimb eu niște valori, niște principii, niște programe, niște obiceiuri, ci vine Hristos, cel preanalt, dătătorul de viață, vine în viața mea, în mine. Nu înseamnă că mă anulează ca persoană, ci înseamnă următorul lucru. Înseamnă că are loc o transfigurare, are loc o prezență divină, lăuntrică, în gândurile mele, în simțirile mele, în iubirile mele, în trăsăturile de caracter pe care le am eu. Se vede o schimbare, se vede o transformare în viața mea. Pot să spune unii că așa a fost înainte și așa este acum. Și lucrul acesta s-a întâmplat foarte vizibil cu Sfântul Apostol Pavel. Ce om prigonitor a fost el. Ce mult a urât el credința creștină și cum l-a schimbat Dumnezeu și a ajuns la punctul acela să spune Hristos trăiește mine. Câți dintre noi putem spune lucrul acesta? Și acum spune mai departe motivația. Păi, de ce să-ți dorești lucrurile acestea? Că par câteodată atât de grele, așa de complicate, când ele sunt așa de simple de multe ori și accesibile nouă. Pentru că Hristos ni se dăruiește în orice clipă. Numai noi trebuie să-i deschidem inima și viața și să ne predăm odată pentru totdeauna la picioarele Lui, pentru împărăția Lui. Și spune El, motivația Lui. Ce l-a motivat pe acest om intelectual? Un mare om intelectual în vremea de a lui, un mare om școlit, l-a motivat următorul lucru care îl găsim tot în Galateni. Spune așa despre Fiul lui Dumnezeu, fiți culare aminte, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Să fii un om evlavios pare o forțare, o presiune poate, dar când înțelegi motivația care trebuie să stea la baza, la fundația vieții tale, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. De curând am auzit un exemplu dintr-un din psalmii profetici care Domnul Iisus vorbește într-un psalm al lui David, spune așa Domnul Iisus Hristos în acel psalm, sunt vierme și nu om. Și acum, cum să spună Dumnezeu lucrul acesta? Cum să zică Fiul Dumnezeu, sunt vierme și nu om? În înțelesul de atunci al evreilor, viermele, cel mai cunoscut și care îl regăsim și în Sfânta Scriptură, este viermele de cârmâz, coșenilă. El ce făcea? Femeia gestantă urca pe scoarța unui copac, se agățea acolo pe lemn și după care începea să dea naștere.
Dar puișorii, fruturașii care se nășteau din ea, începeau să-i consume trupul ei și ea se jerfea ca copiii ei să aibă viață. În felul acesta, Domnul Iisus Hristos a vrut să spună, ca și viermile, ca și mama aceea, care și-a dat viața pentru că, ca copiii ei să, să crească, să aibă viață, să trăiască, s-a sacrificat, așa a făcut și Fiul lui Dumnezeu. S-a pus pe un lemn, pe lemnul crucii și s-a dăruit nouă. Și când înțelegi lucrurile acestea, eu am înțeles prin mila lui Dumnezeu la 20 de ani. Dacă îndrăznesc să stau aici în fața dumneavoastră, este pentru că prin mila lui Dumnezeu am putut să pricep și eu și cu mintea și cu inima că Iisus Hristos a murit pentru mine. Cum zice aici, care m-a iubit. Și care m-a iubit e valabil pentru fiecare om. Din 7 miliarde de oameni e valabil pentru fiecare om. Care m-a iubit? Hristos care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Când auzi lucrurile acestea, încep să tresari, pentru că îți dai seama că creștinismul e mai mult decât ceea ce poate am trăit mulți ani de zile din viața noastră și mărturisesc și eu, 20 de ani. Înseamnă să treci la alt nivel, să începi o viață mai serioasă de credință, mai apropiată de Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă prin convertire. Așadar, convertirea creștină implică o comuniune între om și Dumnezeu. Spune un mare apologet al creștinismului, C.S. Lewis, care a citit de mulți și dintre copiii la școală, spune așa despre acest Hristos trăiește în mine. Fiți cu lare aminte. Încearcă să exprime ceea ce Hristos ar spune, ne-ar spune nouă. Zice, dă-mi totul. Nu vreau o anumită parte din timpul tău, din banii tăi sau din lucrul tău. Eu te vreau pe tine. Eu nu am venit ca să chinui eul tău natural, ci am venit să-l omor. Jumătățile de măsură nu sunt de niciun folos. Nu vreau să tai o ramură de aici și una de acolo. Eu vreau să tai tot pomul. Nu vreau să sap un canal în dinte, să-l îmbrac sau să-l plombez, ci vreau să-l scot afară. Predăm eul natural în întregime, toate dorințele pe care le consider nevinovate și pe cele pe care le consider rele, tot ce ai. Îți voi da în schimb un eu nou, de fapt. Mă voi da pe mine însumi ție, voința mea va deveni voința ta. Dar privind la aceste lucruri și la multe versete din Sfânta Scriptură care ne spun că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noi, care ne vorbesc despre o etapă din viața noastră în care, chiar dacă am intrat în biserică prin taina Sfântului Botez, totuși am fost creștini superficiali. Și ne spune despre o perioadă în care am făcut lucruri rele, lucruri care nu le-au plăcut lui Dumnezeu. Dar vine o perioadă în care începem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să trăim mai mult. Și asta nu trebuie să se întâmple la bătrânețe, trebuie să se întâmple dacă se poate din tinerețe, de la vârsta copilăriei dacă se poate. Și cu toate acestea aș vrea să închei cu un exemplu. Un mare om pe care l-a întâlnit Sfântul Apostol Pavel a fost Felix, guvernatorul. Apostol Pavel era închis din cauza evreilor care îl prigoneau și acum încercau să-l omoare și 2 ani de zile a stat într-o celulă aproape de reședința guvernatorului Felix. El era conducătorul în acea zonă, regiune. Și de multe ori Felix, care ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa, Felix, auzind acestea, i-a mânat cunoscând destul de bine cele privitoare la învățătura creștină. Cu alte cuvinte, el cunoștea multe despre Domnul Iisus Hristos. Cum știu mulți dintre oameni de pe stradă, au învățat la orele de religie, au auzit poate la televizor, au mai mers pe la biserică, sunt. Și el știa multe. Și îi plăcea să audă lucrurile astea care nu le auzi la televizor. Îi plăcea să audă lucrurile astea care nu le auzi pe stradă. Poate nu ți-au spus nici mama, nici tata când ai fost mic. Și plăcea, îi făcea plăcere și îl chema de multe pe Apostolul Pavel. Vei cum știa de bine să predice, să vorbească, să explice Apostolul Pavel. Nimeni nu știa în vremea de atunci. Și să ai șansa aceasta să ai pe cel mai sfânt om, pe cel ce spune Hristos trăiește în mine. Euul meu a murit. Nu mai trăiește Apostolul Pavel, nu mai trăiește Liviu, ci euul meu a murit. Și am dat Hristos trăiește în mine și eu mă bucur cu el. Și el îmi dă pace și îmi dă bucurie și mă face să înțeleg lucruri care nu le înțelegeam înainte. Și îmi dă speranță dincolo de moarte, că voi fi cu el pentru totdeauna.
Și ce bine va fi acolo, spune el acolo. E cu mult mai bine, spune Apostolul Pavel. Și să ai șansa aceasta unică. Să stai 2 ani de zile. Sau cel mai minunate lucruri care ți le poate explica corect din toate punctele de vedere teologice. Și cu toate acestea, spune la un moment dat, când inima lui a început să clocotească, a început ceva în inima lui să se tremure. Simțea că mai trebuie să fac un singur pas și să zică, și eu vreau să fiu creștin. Și eu vreau să mă închin înaintea lui Iisus Hristos și să-mi predau viața în mâinile lui, să-mi schimb viața și să încep o viață nouă cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Iar după câteva zile, Felix, venind cu Drusila, femeia lui care era din neamul iudeilor, a trimis să cheme pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Iisus Hristos. Și vorbind el despre dreptate și despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix s-a înfricoșat și a răspuns, acum mergi și când voi găsi timp potrivit, te voi mai chema. În loc să lase pe Duhul lui Dumnezeu, să lase inima lui să spună da lui Dumnezeu, să devină și el un creștin autentic, un om evlavios, un om cucernic, el spune, te voi chema altă dată. În loc să facă pasul spre Dumnezeu, dă 1000 de pași în spate. Și cu toate acestea, a fost ultima lui șansă în care putea și el să apuce împărăția lui Dumnezeu. Să dobândească și el șansa extraordinară ca după moarte să nu stea departe de Dumnezeu, ci să stea lângă sursa vieții, lângă prea iubitul nostru Dumnezeu, lângă Tatăl Ceresc. Dar timpul Harului s-a scurs pentru Felix. 2 ani de zile. Câți ani de zile poate ne-a așteptat și pe noi Dumnezeu să pășim mai des în biserică? Să ne apropiem mai mult de Sfânta Euharistie? Să ne apropiem mai mult de Biblie? Să ne apropiem mai mult de o cântare? Să ne punem și noi genunchi și să spunem cu cuvintele noastre simple, Tată, îți mulțumesc că m-ai ajutat de atâtea ori. Și momente grele când nimeni nu mai era lângă mine, Tu ai fost lângă mine. Timpul Harului s-a scurs pentru Felix. Și totul a fost în zadar. Mulți oameni pot să rămână oameni cu o evlavie superficială, de formă, o formă de închinare, mai mergem pe la biserică, sau poate pot să vină oameni care cu dor, cu o dorință vie, se bucură de comuniunea cu Dumnezeu, de comuniunea cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, care trăiesc zilnic cu o pace și o liniște, că le-au pe Hristos în viața lor. Și asta nu e o poveste, asta e o realitate pe care o trăiesc. Domnul să ne ajute ca în aceste seri să ne luăm mai mult în serios credința creștină și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, că merită. Cum te binecuvintează Dumnezeu și cum îți umple viața și la bătrânețe și la tinerețe, nimeni nu poate face în lumea de astăzi. Slăviți să fie Domnul! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!